În săptămâna 14-20 septembrie 2020, Zodia Scorpion este marcată de un Marte retrograd în Berbec, care activează neînțelegerile, încurcăturile, posibilele uh, soluții la locul de muncă, relațiile de muncă și aspecte ce țin de sănătate. Aspectul acesta astral este important pentru modul cum înțelegeți să vă organizați timpul pentru rezolvarea problemelor de muncă, pentru a gestiona activitățile zilnice, pentru a vă reevalua modul în care acționați. Eforturile de la locul de muncă pot să ducă la pierdere de energie, de vitalitate, calmul și răbdarea sunt foarte importante pentru a evita de asemenea accidente, cădări de energie. Luna nouă din fecioară activează prieteniile, grupurile din care poate că faceți parte, activitățile unde puteți avea proiecte, speranțe, idealuri. Vă puteți orienta cu ușurință spre cei cu aceleași scopuri și idealuri cu voi. Puteți să vă stabiliți în această perioadă, cât mai corect, obiectivele. Marte este retrograd. În Berbec formează quadratură cu Saturn din Capricorn. Acțiuni și obiective care pot fi întârziate sau inversate. Este foarte bine să nu ne grăbim pentru a nu risca uh, unele lucruri neplăcute și pentru a evita accidente. De asemenea, Venus se află în Leu și formează coadratură cu Uranus din Taur. Este susținută impulsivitatea, pasiunea, iubirile dezordonate, instabilitatea emoțională, încăpățânarea, vederile înguste. De asemenea, Jupiter se află în Capricorn și intră în mers direct din 14 septembrie, așa cum am mai spus. În Capricorn, Jupiter este în cădere și este susținută reorganizarea resurselor, asigurarea progresului.